Vedem imagini în direct de pe aeroportul Otopeni. Chiar în acest moment vedem Lumina Sfântă a fost adusă de la Ierusalim. Coboară reprezentantul delegației române din aeronava care a adus Lumina Sfântă de la Ierusalim. Sfânta Lumină a fost adusă astăzi de superiorul așezămintelor Patriarhiei Române la locurile sfinte, Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoae, și va fi oferită delegațiilor eparhiilor prezenți la aeroportul internațional Henri Coandă. Vedem chiar acum imagini în direct de la aeroportul Otopeni. De aici, de la aeroportul Otopeni, Lumina Sfântă va fi trimisă spre toate parohiile din țară. Va ajunge la credincioșii din toată țara care participă în această noapte la slujba de înviere. Delegația a adus flacăra în urmă cu puțin timp Lumina Sfântă de la Sfântul Mormânt din Ierusalim. A ajuns în urmă cu câteva minute și vedem chiar acum delegația. Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurată de Patriarhul Daniel în anul 2009. Lumina Sfântă se spune că este un miracol al Ortodoxiei, care are loc în fiecare an în timpul vecerniei din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 și 14:30. Deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc despre care cei care au asistat la miracol spun că se pogoară din cer. Sfântul Mormânt este de altfel inspectat încă din Vinerea Mare, imediat după prohod, după o slujbă specială care se desfășoară în Vinerea Mare. Verificarea o fac trei polițiști, de obicei un arab, un turc și un evreu, și rolul lor este de a depista dacă există vreo sursă de foc în încăperea Sfântului Mormânt. De asemenea, polițiștii îi percheziționează și pe cei care pătrund acolo în mormântul ceremoniei religioase. După ce le permit accesul, luminile se sting și ușa se sigilează. Și vă reamintesc, vedem imagini în direct de pe aeroportul Otopeni, acolo unde în urmă cu foarte puțin timp, în urmă cu câteva minute, a ajuns Lumina Sfântă de la Ierusalim, a fost adusă de delegația română trimisă la mormântul sfânt în Ierusalim. Vă reamintesc că vedem imagini în direct de acolo, de la aeroportul Otopeni. În legătură directă cu noi este Ana Maria Tuică, ea urmărește evenimentele, va urmări și ce se va întâmpla la Catedrala Patriarhală. Ana Maria, te rog. Andreea, bine te-am regăsit. Uite, încercăm să urmăresc și eu pe DigiLive emisia despre care vorbeai tu, transmisiunea în direct de la aeroportul Otopeni. Îmi amintesc cu multă emoție că anul trecut eram și eu acolo în momentul în care ajungea aeronava ce aducea de la Biserica Sfântului Mormânt Lumina Sfântă. Un an întreg așteptăm un astfel de moment la care ne raportăm. Mă gândesc cu multă speranță, cu speranța că de acolo vor veni lucrurile bune. Și din amintirile mele țin minte că după ce era adusă pe aeroportul Otopeni flacăra sfântă, în prima fază se oficia o slujbă scurtă ca durată, după care abia apoi era Lumina Sfântă distribuită reprezentanților, delegațiilor, tuturor eparhiilor, pentru că, așa cum spuneai și tu, Andreea, și cum o spune tradiția încă de mii de ani, la miezul nopții toți credincioșii trebuie să aibă parte de acest foc haric, așa cum îl numeam și mai devreme, pentru ca cu lumina, cu lumânarea aprinsă în mâini să intoneze Hristos înviat alături de preoți. Și nu este puțin lucru, iată că anul acesta ne întoarcem la normalitate. În sfârșit am scăpat de restricții, ele rămân doar sub formă de recomandare pentru cei care vor ajunge în seara aceasta la biserici. Cu siguranță vor fi oameni care vor respecta în continuare acele măsuri de siguranță care în urmă cu 2 ani ne erau impuse. Și mi-amintesc că tot atunci filmam niște momente istorice, le-aș putea numi, dar ținând cont de faptul că bisericile erau goale, erau pustiite de enoriași, aceștia urmăreau slujba de la Patriarhie din fața micilor ecrane, toată lumea stătea acasă
erau și se bucura de slujba învierii Domnului, așa cum spuneam în fața micilor ecrane. În 2021, anul trecut așadar, am avut ceva mai puține restricții. A fost permis accesul credincioșilor la biserică, însă ritualul din noaptea de înviere a fost unul cu totul și cu totul special. Mi-amintesc că era permis un număr redus al participanților la slujba de înviere și, ca și în 2020, Ana, o parte scuze, din aceștia scuze că au... te întrerup. O să continuăm discuția cu tine, pentru că vedem imagini direct de la aeroportul Otopeni, așa cum spuneai și tu. A avut loc o rugăciune specială, s-a ținut acolo, am văzut, s-a împărțit lumina. Sunt delegații de preoți din toată țara care au ajuns la aeroportul Otopeni și au luat, au aprins lumânări, au luat lumină din candela care a fost adusă de la Ierusalim, din Sfânta Lumină. De acolo, foarte mulți preoți, foarte multe delegații se grăbesc să ajungă spre parohiile din întreaga țară, pentru că lumina de aici este luată, este dusă la toate bisericile din țară. Urmărim așadar imagini în direct. Vă reamintesc că imagini, delegația a ajuns în urmă cu puțin timp. Să ascultăm. Ea va pleca direct aici pentru ca să câștigăm timp, să ajungeți în vreme fiecare la centrele parțiale de unde ați venit. Vă dorim sărbătoarea Sfintelor Paști cu lumină și să petreceți această noapte mântuitoare cu multă speranță, rugându-ne împreună la Dumnezeu în deplină frățietate și solidaritate, să ne dăruiască prea bunul Dumnezeu putere, să dăruiască pace în lume, cooperare și iubire între oameni. Dumnezeu să ne ajute și lumina sfântă a învierii lui Hristos să îndepărteze toți norii care s-au adunat deasupra lumii noastre. Printre momente importante, aici pleacă și la Suceava, unde așteaptă preoții ucraineni. Pentru prima dată iau lumină de la noi. Urmărim imagini în direct de la aeroportul Henri Coandă, acolo unde a ajuns lumina sfântă de la Ierusalim. Am ascultat și un mesaj important pentru această zi, un mesaj de pace, gânduri bune, mai ales în aceste vremuri de război. Pentru prima oară lumina va fi dusă din România și în Republica Moldova, dar și în Ucraina. Este o premieră. Se întâmplă acest lucru pentru prima oară în acest an. Sunt foarte mulți preoți la aeroportul Otopeni și așa cum spuneau reprezentanții Bisericii Ortodoxe, lumina va ajunge în această seară, în această noapte, la toate bisericile din țară. În scurt timp va ajunge și la Patriarhie și pe dealul Patriarhiei, acolo unde